Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, alte știri fierbinți. Republica Moldova ar putea fi următoarea țintă a lui Vladimir Putin. Ce ar putea face? Încă din august 2020, cel mai influent portal de știri din Canada, The Globe and Mail.com, sugera într-un articol, Ucraina a căzut în fața Rusiei, Belarusul se află în criză, urmează Moldova, semnat de jurnalistul Will Carter, specializat pe Rusia și fostele state sovietice, că Moldova ar putea deveni o următoare țintă a Moscovei după ce s-a implicat anterior în evenimentele din Ucraina și se implică tot mai vizibil în situația din Belarus. Iată că în 2022 Republica Moldova e în stare de alertă teroristă. Și-a închis spațiul aerian de teamă că avioanele civile ar putea cădea victime războiului din Ucraina vecină. Toate cursele programate pentru azi au aterizat pe aeroporturi din România, cu rușii chiar în coasta lor în regiunea separatistă. Transnistria, vecinii moldoveni se tem că ar putea fi următoarea țintă, notează observatornews.ro. Rușii au atacat baze militare din Odessa, iar sunetul exploziilor a ajuns până la Chișinău. Oamenii se tem pentru că militarii ruși staționați în Transnistria, la nici 200 de kilometri de România, ar putea fi mobilizați. Am stabilit că guvernul va cere Parlamentului să declare stare de urgență, a declarat Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Ne aflăm foarte aproape de zona de acțiune a militarilor ruși, în special a traiectoriilor rachetelor pe care le lansează ei. Pentru a menține siguranța cetățenilor, a potențialilor pasageri, s-a decis ca toate zborurile să fie anulate sau mutate la un aeroport din România, spune Dumitru Ciorici, jurnalist din Republica Moldova. 3 avioane cu destinația Chișinău au fost deviate spre Iași. Chiar în ziua în care a atacat Ucraina, Rusia a desfășurat exerciții în regiunea transnistreană. Separatiștii proruși de la Tiraspol nu ratează nicio ocazie să-și plimbe tancurile, blindatele și tunurile pe străzi la parade. Republica Moldova e dezarmată în fața pericolului. Transnistria, teritoriul separatist aflat la est de Republica Moldova, e instrumentul de șantaj al lui Vladimir Putin. Kremlinul are acolo în jur de 2000 de militari și un depozit de 20.000 de tone de armament. Regiunea de 5.000 de kilometri pătrați, cu o populație cam cât a unui județ din România, este o gaură neagră, o spălătorie de bani și un spațiu al traficului de persoane. În fața unei eventuale agresiuni rusești, Moldova este extrem de vulnerabilă. Militarii ruși, dislocați în Transnistria, ar putea ajunge la Prut în 24 de ore, fără a întâmpina nicio rezistență. Moldova e deja atacată de 30 de ani. Că sunt trupe ruse pe un teritoriu legal recunoscut de comunitatea internațională ca fiind al Moldovei. Dacă încep operațiuni de destabilizare, e foarte prost, pentru că Odessa e lipită de Transnistria, explică Sorin Ioniță, expert în politici publice. Avem amenințare prin trupe pacificatoare sau așa numitele trupe pacificatoare pe teritoriul Republicii Moldova, adaugă Angela Grămadă, analist politic din Republica Moldova. Dar cel mai mare pericol pentru Moldova în acest moment este ca regimul Putin să-i taie gazul și curentul. E o criză de securitate energetică care e în toată Europa, dar la ei e mult mai gravă pentru că depind de concernul Gazprom. Centrala electrică este în Transnistria, subliniază Sorin Ioniță. Politologul Anatol Țăranu a fost întrebat la Realitatea Plus dacă există posibilitatea ca Vladimir Putin să invadeze și alte țări care au făcut parte din URSS și dacă Republica Moldova ar putea fi următoarea țintă a liderului de la Kremlin. Au toate motivele să se teamă, pentru că Transnistria a început deja, de câteva săptămâni, dacă nu chiar luni, să devină tot mai agresivă, tocmai fiind probabil pregătită să primească sânge proaspăt din conflictul care, iată, începe la granițele Republicii Moldova. Trebuie spus că toată lumea se teme și ceea ce a spus președintele Băsescu are o bună bucată de adevăr, și anume că Putin n-a ascuns practic din 2000 că visul său e să refacă URSS, a cărei cădere a catalogat-o drept cea mai mare eroare și tragedie geostrategică din secolul 20. Dacă va reuși să facă acest lucru, e destul de puțin probabil, însă pentru moment cred că ceea ce își dorește este să construiască o zonă de securitate pentru Federația Rusă între Marea Neagră și Marea Baltică, pentru că asta a fost dorința pe care a tot propus-o și a tot cerut-o NATO și în ultimele zile a și declarat-o public. Și dacă această demilitarizare, care se realizează cu arme, cu morți, e susținută de poporul rus, asta vom vedea. Vedem deja că sunt demonstrații masive în Sankt Petersburg, la Moscova, în tot mai multe orașe din Rusia.
E foarte posibil ca cetățenii ruși să se apere de o asemenea conducere, pentru că, în final, sancțiunile pe care le vor impune statele occidentale se vor transfera asupra lor. Mulți dintre oligarhii ruși își vor pierde probabil importante părți din alte țări, dar nu vor sărăci și nu vor muri de foame. În schimb, cetățenii de rând din diverse zone vor fi primii care vor fi afectați de aceste sancțiuni. Am îndoiel că Federația Rusă are suficient de mulți bani încât să susțină pe termen lung o asemenea criză. Aici contează foarte mult determinarea și hotărârile statelor din NATO și UE dacă vor impune sancțiuni foarte dure și dacă vor scoate Rusia din circuitul mondial, a declarat Anatol Țăranu la Realitatea Plus. Traian Băsescu a intervenit telefonic la România TV, unde a vorbit despre soluția pe care Republica Moldova ar putea să o aibă în aceste zile de tensiune. Eu, dacă aș fi politician moldovean sau dacă aș avea putere de decizie, aș declara azi că vreau unirea cu România ca măsură de protecție pentru viitor. Pentru că vedem ce înseamnă un Putin la Kremlin, o Moldovă integrată în România va fi sub scutul NATO și va rămâne să decide dacă stau agățați de Transnistria, pe care oricum nu o controlează, sau spun că sunt până la Nistru și vor unirea cu România, a spus Traian Băsescu. Cel mai înfocat discipol al liderului rus, președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, pare să fi trădat din greșeală planurile Moscovei, dezvăluind următoarea țintă a invaziei Rusiei, Republica Moldova. Lukashenko s-a întâlnit cu membrii Consiliului său de Securitate pentru a discuta despre invazia Ucrainei și contribuția Belarusului la operațiunile militare ale marelui său aliat. Dictatorul din Belarus a stat marți lângă o hartă care pare să arate planul rușilor de capturare a orașelor cheie din Ucraina, dezvăluie The Daily Mail. Harta se potrivește în linii mari cu bătălia reală, deși prevede de asemenea lovituri asupra orașului ucrainean Zitomir, ce nu s-a materializat, precum și atacuri asupra Republicii Moldova, care se învecinează cu Ucraina la sud-vest. Harta detaliază liniile de atac rusești care se îndreaptă spre Ucraina, dintre care unele s-au concretizat deja în primele zile ale invaziei, cum ar fi forțele care se îndreaptă spre Kiev dinspre nord și spre Kherson dinspre Crimea. În filmare, Lukashenko vorbește despre atacuri cu rachete ale Belarusului împotriva unor ținte ucrainene importante, precizează sursa citată. Harta afișată de Lukashenko e împărțită în patru secțiuni care corespund districtelor de comandă ale armatei ucrainiene, prezentând atacurile rusești din Belarus de-a lungul graniței de est a Ucrainei și din Crimea ocupată. Grafica dezvăluie o mișcare de clește în două direcții care vizează Kievul, atac derulat în prezent. Forțele invadatoare sunt de asemenea prezentate ieșind din Donetsk și Crimea, înainte de a face joncțiunea la Melitopol, obiectiv capturat deja de Rusia, scrie The Daily Mail. Un alt atac pare să se îndrepte spre orașul Cherkasy, prin orașul Sumi, unde forțele rusești au fost de asemenea oprite, în timp ce un al treilea pare să se desprindă din asaltul Kievului spre Zitomir. Cel mai surprinzător dintre planuri prezintă însă trupe care atacă dinspre orașul portuar ucrainean Odessa, îndreptându-se spre regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova. Nicu Popescu, vicepremierul Republicii Moldova, a recunoscut marți că țara sa se află într-o zonă de risc foarte mare, unde populația simte anxietate și teamă. Atunci când a început atacul asupra Ucrainei, armata rusă a anunțat că a programat exerciții în Transnistria. Potrivit comunicatului, a fost instituită o zonă specială de antrenament pentru a exersa oprirea de vehicule inamice. Armata rusă staționează în Transnistria de la începutul anilor 1990. Regiunea se învecinează cu Ucraina la est și e condusă de separatiști proruși. Profesorul moldoveno-american Vladimir Solonari de la University of Central Florida din Statele Unite crede că dacă Odessa va ajunge în mâinile rușilor, Republica Moldova ar putea cădea la rândul ei. Vladimir Solonari predă istoria Rusiei și a regiunii est-europene la University of Central Florida. Anul trecut i-a apărut și în limba română volumul Imperiu Satelit, guvernarea românească în Transnistria 1941-1944, Humanitas 2021, traducere de Andrei Pogăceaș. Profesorul moldoveano-american spune în interviul pentru Deutsche Welle că ministrul rus de externe Lavrov e un fel de Ribbentrop, că Hitler n-ar fi ezitat să folosească armele nucleare dacă le-ar fi avut și că Putin se află în aceeași situație. Vladimir Solonari vorbește și despre eventualitatea extinderii conflictului, despre riscurile la care sunt expuse România și Republica Moldova. Cât va rezista Putin?
Profesorul Solonari se teme că totul ar putea fi dedurată și de exemplele Coreei de Nord și Cubei, țări care sunt paradoxuri ale istoriei. În cadrul prelungirii războiului, riscul pentru România și pentru Republica Moldova este unul foarte mare. Dacă va cădea Odessa, armata moldovenească nu poate să reziste în fața rușilor deloc. Și atunci, ce să facă România? Să privească la felul în care este ocupată Republica Moldova de trupele rusești? Să se uite cum Chișinăul e bombardat? Înainte să se ajungă aici, Ucraina trebuie ajutată pentru că ea luptă pentru toată Europa. Mai înainte eram în favoarea diplomației, dar după ce Putin a atacat Ucraina, situația s-a schimbat radical. Nu putem accepta așa ceva. Cu cât mai repede se trezește lumea, cu atât mai bine. Suntem în fața unui pericol existențial de vreme ce avem de-a face cu cineva care amenință să distrugă toată lumea. Dacă eu aș fi fost un politician la Chișinău, aș fi cerut imediat unirea ca salvare. În acest caz, ar putea fi apărată de NATO. Nu cred că România ar putea să-i refuze pe moldoveni. Așa că nu înțeleg de ce statele estice nu vor să le dea ucrainienilor migurile de care au nevoie pentru a se apăra. În fond e vorba doar despre niște metal uzat aflat în stocuri. E o miopie politică. L-am văzut pe secretarul general NATO vorbind prea accentuat despre un posibil accident, dar el și liderii occidentali nu înțeleg că nu se vor putea feri de acel accident dacă Rusia chiar îl vrea. Ucraina a fost atacată fără niciun pretext. Cred că noi în Occident trebuie să terminăm cu frica și să mergem mai energic în ajutorarea Ucrainei. Trebuie să acceptăm și sacrificiile pentru a impune Rusiei un cost enorm. În așa fel încât economia rusească să se prăbușească imediat. Nu după jumătate de an, ca ei să nu poată să lupte în această jumătate de an și să omoare oameni nevinovați. Înainte nu eram în favoarea unirii, din mai multe motive, dar în acest moment mi-aș dori foarte mult ca o formă de siguranță. Altfel, e posibil ca moldovenii să nimerească din nou sub stăpânirea rusească după toți acești ani de independență și atâtea greutăți. Sunt mulți în Republica Moldova care nu consideră că ocupația rusească ar fi o nenorocire, dar pentru mine e inacceptabil. Nu sunt român, m-am născut în Chișinău și multă vreme am fost pro-rus, dar acum nu mai sunt. Guvernul de la Chișinău cred că este un guvern sănătos și rațional și că se află în tratative cu Bucureștiul, că tatonează această posibilitate. Îmi dau seama că lucrurile acestea nu pot fi declarate deschis, dar cred că ei trebuie să fie gata pentru o asemenea eventualitate. Există un raționament puternic. Prin unire se obține apărarea din partea NATO. Dacă cele două state decid să se unească și fac toate formalitățile necesare, nu cred că NATO zice nu, a mai spus Vladimir Solonari. Postul șef al CIA, David Petraeus. Avertisment la CNN, Moldova și Odessa sunt în pericol, Rusia are nevoie să atace prin sud. Generalul în rezervă, David Petraeus, fost șef al Comandamentului Central al Statelor Unite în timpul conflictelor din Irak și Afganistan și fost șef al CIA, consideră că Moldova ar putea fi următoarea țintă a Rusiei. Țara care poate reprezenta o îngrijorare este cea pe care am menționat-o mai devreme. E Moldova, secretarul de stat a fost acolo. A punctat Petraeus într-o emisiune a CNN. David Petraeus spune că armata rusă e gândită pentru a folosi căile ferate. Neputând face asta în Ucraina, are mari probleme logistice, dar va continua să încerce să compenseze, atacând în sud, acolo unde devine puternică. Cred că sunt în pericol Odessa și Moldova, a adăugat acesta. Generalul în rezervă a adăugat că rușii înaintează greu în Ucraina pentru că ucrainienii au tăiat toate legăturile între căile ferate ale țărilor și Rusia. Tocmai pentru că ei știau că armata rusă e gândită pentru a folosi căile ferate la aprovizionarea cu muniție, combustibil, hrană, apă. Neputând face asta în Ucraina, are mari probleme logistice, dar va continua să încerce să compenseze atacând în sud, acolo unde devine puternică. Acesta spune că nu e de acord cu presupunerile militare că Kievul va cădea inevitabil în mâinile Rusiei. Vor încerca să ocupe Odessa, va fi o luptă grea, localnicii vor riposta puternic, a mai spus Petraeus. Forțele ruse au un convoi de vehicule militare lung de 60 de kilometri, blocat la apropierea de capitala ucrainei, iar generalul a spus că pare că rușii nu-și pot menține coloanele alimentate și a lăudat rezistența Ucrainei de până acum. Reamintim că regiunea Transnistria a solicitat vineri Republicii Moldova să demareze un dialog cu provincia separatistă în scopul unei reglementări civilizate definitive a relațiilor bazate pe existență pașnică de bună vecinătate a două state independente prin semnarea unui acord interstatal.
De asemenea, face apel la Națiunile Unite, la OSCE, la mediatori și observatori în procesul de negociere, la comunitatea internațională în ansamblu, cu cererea de a recunoaște Transnistria, care există de mai bine de 30 de ani, iar Republica Moldova să asigure respectarea dreptului poporului nistrean la autodeterminare și să stabilească relații diplomatice cu Transnistria. Departamentul de Externe de la Tiraspol cere Republicii Moldova într-o declarație rezolvarea definitivă a conflictului transnistrean și semnarea unui acord interstatal între Chișinău și Tiraspol. Majoritatea analiștilor au văzut în asta sâmburele viitorului conflict cu Rusia, pe modelul provinciilor separatiste din Ucraina. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!